Și totuși, de ce ziua de 13 e cu ghinion? Aceasta este întrebarea. Și abia aștept să ne răspundă Eduard Agachi, numerolog. Bun venit! Salut! Bine v-am găsit! Ce înseamnă 13? Ce semnificație are 13? Multe semnificații are 13. În primul rând să ne gândim unde îl întâlnim cel mai des. Unde vedem noi cel mai des numărul acesta, 13? Sau? Peste tot, până la urmă, în jurul nostru. Da. La ceas, în primul rând, îl găsim foarte des. Corect. Și ar putea să fie un reper foarte important acesta, pentru că, vedeți, avem 12 ore de zi, 12 ore de noapte, dar în momentul prânzului, când trecem peste ora 12, trecem la ora 13. Este singura oră care trece la 13, care este corespondentul cifrei 1. Și acesta vom vedea, poate puțin mai târziu, când voi explica și din alt punct de vedere numerologic, ce înseamnă acest 1, care este corespondent cu 13 și de ce această semnificație. În general, acest 13 este considerat ca fiind după numărul 12 și 12 este considerat un număr perfect. Putem să facem asocierea, pe de o parte, cu astrologia, cu cele 12 semne zodiacale din zodiac, care de asemenea reprezintă un perfect, un sistem închis și perfect. Uh-huh. Avem pe de altă parte cele 12 luni din an, care de asemenea reprezintă un sistem perfect. Și aici putem să ne întâlnim, de exemplu, din nou cu luna a 13-a, care vine după cea de-a 12-a și din nou asta înseamnă un nou început. O luăm din nou de la 0, o luăm sau de la 1 din nou. Se închide un ciclu. Exact, se închide un ciclu perfect și de aceea este considerat acest 12 un număr perfect, deoarece conține în interiorul său tot ceea ce este necesar ca să funcționeze perfect acel sistem. Și de ce a ajuns el să fie considerat un număr cu ghinion? Aici cred că a fost de-a lungul timpului, sunt și alte mituri care fac referire la acest număr. De exemplu, mitologia norvegiană. Acolo există foarte multe astfel de povești, pe lângă faptul că ele sunt considerate deja, sau zeii norvegiani, deja sunt considerați păgâni, după ce a apărut creștinismul. Și cumva toată lumea a fost împotriva lor. Și acolo, de exemplu, există zeul Loki, Loki, care a făcut o farsă la un moment dat, a fost o petrecere a zeilor, iar el nu a fost invitat. Loki fiind zeul răului sau un zeu malefic în orice caz. Și s-a auto-invitat acolo, a făcut o surpriză la petrecerea respectivă și a făcut o farsă, în urma căreia unul dintre zeii de acolo a murit. Și de asemenea a fost considerat acest al 13-lea invitat ca fiind un semn malefic. De asemenea, în miturile grecești, la fel s-a întâmplat cu zeița aceeași poveste s-a întâmplat, tot așa cu o petrecere, la care au fost invitați 12 zei, iar aceasta din cauza faptului că nu a fost invitată, de supărare, la fel era o zeiță malefică, a trimis acolo la petrecerea respectivă un măr, mărul discordiei, a fost numit ulterior, un măr pe care a inscripționat pentru cea mai frumoasă zeiță de la petrecerea respectivă. Și acolo a pornit o adevărată revoltă între toate zeițele ca să afle care este mai frumoasă dintre toate. Dar este 13 și nu este 4? Pentru că știu că în numerologie se adună cifrele și rezultă un număr. Este și 4, este și 13. Din acest punct de vedere, când interpretăm, putem să ne gândim la faptul că 4 reprezintă același sistem închis, deoarece 4 reprezintă perfecțiunea tuturor celor 4 elemente care stau la baza formării întregului univers. Toată lumea creată pe care o cunoaștem, avem focul, apa, aerul și pământul. Sunt cele 4 elemente primordiale care construiesc tot ceea ce ne înconjoară. Pe de altă parte, acest 12 se mai face foarte des referire la cina cea de taină, cu 12 și cu 13. 12 au fost apostolii, iar Iisus a fost al 13-lea personaj din cina cea de taină. Există interpretări care spun în felul următor, că Iuda a fost al 13-lea și pentru faptul că el l-a vândut pe Iisus, care a fost ulterior răstignit într-o zi de vineri. Și de aici din nou apare și această corespondență cu vineri ca zi malefică sau zi nefastă, din anumite puncte de vedere. Și de aici sunt câteva interpretări cum că acest număr ar fi cu ghinion. Dar ce ar trebui să facem sau să nu facem într-o zi de 13?
Ideea este că acest 13, am vrut să fac această introducere, se consideră foarte des că este ghinionist, dar în principiu acest 13 reprezintă un nou început. Pentru că, având în vedere acel 12 ca sistem perfect, totul este, ai acolo absolut tot ceea ce ai nevoie, astfel încât să-ți desfășori activitatea. 12 mai este considerat și așa, 1 fiind creatorul și 2 este creația sa. Deci, lumea în care trăim noi este perfect așa cum este. Pe lângă faptul că 2 reprezintă și dualitatea, faptul că noi tot ceea ce vedem, cum percepem noi universul din jurul nostru, de peste tot, totul este dual. Vedem în bine și rău, alb și negru, cald și rece, înalt și scund, femei și bărbați, absolut totul, noi percepem doar în formă duală. Nu putem să vedem altfel, să percepem altfel. De aceea 13 este o octavă superioară și este un punct cumva de o înțelepciune superioară, la care ne este foarte dificil să accedem și să înțelegem ce se întâmplă dincolo de acest lucru. Încă un element important este faptul că în tarot, cartea cu numărul 13, arcana majoră cu numărul 13, este simbolizată de moarte. Din nou, apare o simbolistică foarte frumoasă în tarot. Da, peste tot, în toate jocurile de tarot, pentru că sunt foarte multe. În toată lumea sunt probabil mii, zeci de mii, probabil, de tipuri de tarot. Peste tot apare acest simbolism al morții în cărțile de tarot. Ideea este că chiar și acolo se face referire la reînnoire. Este ca și cum, să spunem așa, copilul s-a aflat 9 luni în burta mamei. Acolo, probabil, într-un univers pe care acum nu-l înțelegem, într-un univers de acolo, probabil numărul 10 este corespondentul cuva lui 13, pentru că sunt cele 9 luni de sarcină și se gândește, nu știu, copilașul acolo, urmează sfârșitul, pentru că nașterea acolo, nu putem să vedem dincolo de naștere ce se întâmplă. La fel se întâmplă și în viața noastră actuală. Avem acest sistem perfect până la numărul 12, iar de la 13 îl asociem cu moartea, dar asta înseamnă o renaștere, de fapt, într-o altă lume total nouă și total necunoscută de către noi. De aceea, vis-a-vis de această corespondență cu ziua de 11, În foarte multe mitologii există zeități, zeițe în general. Toate sunt asociate cu femei. Toate aceste zeități sunt feminine. O avem pe Afrodita, de exemplu, la greci, o avem pe Veneris la romani, pe Isis la egipteni și pe Freya la norvegieni. Și de aici chiar provine și este o asociere cu numele de Friday, denumirea în engleză a zilei de vineri, și de aici s-a dus mai departe și această asociere. Ideea este că toate aceste zeități reprezintă și, și planeta Venus, în general, o reprezintă pe ea, plus fertilitatea, iubirea, dragostea, frumusețea. Dacă ar fi să programăm un eveniment important în viața noastră și am avea de ales, da, îl alegem, alegem 12 sau 13? Adică dacă Aș alege 12, da. Totuși. Da, pentru că 13, cum am spus până acum, având în vedere toate aceste calități de transformare și de reînnoire, nu este la îndemâna noastră să putem să gestionăm aceste evenimente. Nu știm cum e schimbarea, va fi bine sau rău. Exact. Am înțeles. Nu, adică nu te căsătorești ca să o faci din nou, cumva. Există riscul acela, există un risc care poate să apară ca lucrurile să o ia de la capăt, să se reînnoiască sau să se finalizeze, cel puțin, pentru că dacă este să facem asocierea cu moartea, pe care noi așa o vedem în condițiile actuale, considerăm moartea ca fiind o finalitate, o fatalitate. Corect. Și s-a oprit totul acolo. Dar nu se oprește, cam asta este ideea. De-aia vreau să spun despre aceste zeități, pentru că ele cunoșteau, pe lângă faptul că reprezentau frumusețea, dragostea, fertilitatea și toate aceste lucruri, ele erau asociate și cu magia și cu faptul că puteau să vadă dincolo de ceea ce este văzut. Și de aici, cumva, de-a lungul timpului, la fel, cu creștinismul, cu toate celelalte lucruri care s-au, cu această formă de păgânism care a fost considerată, a început lumea treptat să asocieze ziua de vineri cu o zi nefastă. Mulțumim tare mult pentru prezența. Mulțumim foarte mult. Plăcere să stăm de vorbă.